Anunțul legat de trecerea pădurii Crâng din proprietatea direcției silvice în proprietatea orașului Buzău a fost făcut de către primarul Constantin Toma, care consideră că s-au încheiat astfel 2 ani de luptă pentru aducerea pădurii sub administrarea orașului. Pădurea din care face parte parcul Crâng este de aproape 2 ori mai întinsă decât Herăstrău și de 10 ori decât Cismigiu. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea numărul 220/2018 privind trecerea în proprietate publică a municipiului Buzău a pădurii Crâng. Este un lucru extrem de important pentru că se termină, dacă vreți, o luptă de 2 ani de zile. Am avut această idee aproape cât după ce am venit în primăria Buzău, după o discuție cu domnul Costel Vânătorul, cercetătorul de la stațiunea experimentală, și cu domnul Valeriu Nicolescu, domn profesor, și am primit atunci și monitorul oficial prin care acest Crâng devenea proprietatea orașului Buzău. Istoria Crângului se întoarce în timp, momentul cel mai important fiind în 1881, când, printr-o hotărâre de guvern, orașul Buzău a devenit proprietarul pădurii, câștigată în instanță după un proces care a durat 100 de ani. Odată cu instalarea regimului comunist, Crângul a ajuns la stat, iar până acum a fost administrat de direcția silvică. Legea promulgată de președintele Klaus Iohannis, prin care pădurea Crâng revine în proprietatea publică a municipiului Buzău, este un moment istoric. În acest context, primarul Constantin Toma promite că va transforma Crângul în cel mai mare parc din România prin proiecte ce urmează a fi discutate în perioada imediat următoare. Vom avea cel mai mare parc din România, lipit de o localitate, lipit de orașul nostru, și bineînțeles avem o oportunitate extraordinară de a face un loc și mai frumos pentru toți buzoienii și nu numai. Putem crea aici o mare atracție națională, de ce nu? În același timp vom pune în valoare așa cum trebuie această avere inestimabilă a municipiului și județului Buzău. Pădurea Crâng a fost redată municipiului Buzău în anul 1881 printr-o hotărâre de guvern semnată de premierul liberal de la acea oră, I.C. Brătianu, după ce orașul Buzău a dobândit-o în justiție după un proces de 100 de ani cu Episcopia Buzăului. A intrat în proprietatea statului după instaurarea regimului comunist, municipalității rămânându-i dreptul de administrare doar pentru 10 hectare, atât cât se întinde parcul amenajat pentru promenadă. Pădurea din care face parte parcul Crâng din municipiul Buzău este de aproape 2 ori mai întinsă decât Herăstrău și de 10 ori decât Cismigiu. Doar o suprafață de 10 hectare este însă amenajată pentru promenadă și agrement, restul de peste 170 de hectare de pădure fiind străbătut doar de cărări din pământ folosite de pădurarii care administrează fondul forestier.